Vă salut, bună dimineața, bun găsit tuturor, mulțumiri, da, scuzați fața că am dormit, am dormit puțin, a fost noaptea scurtă. Sunt pregătit aici pentru că nu pot să mă debarasez de vechile obiceiuri. Mi-am luat așa pentru ca să nu fac reclamă, să am așa, să mai ciugulesc. Mulțumesc noilor abonați, membrii seniori, membrii juniori membrii tineret, vă mulțumesc. Astăzi o să-l intitulez, o să intitulez vlogul acesta, asta că mi-am mi -am pus asta așa, lecția de viață. Sau, da, lecție de viață, pentru că am cunoscut în ultima perioadă niște oameni care cred că oricine și-ar dori să, să aibă discuții cu astfel de oameni, să fie în, în anturaj cu astfel de oameni pentru că din punctul meu de vedere așa poți crește, așa poți te poți perfecționa, așa te poți, poți tinde la mai mult, la mai, la mai bine învățând, învățând, perfecționându-te, având contact cu oameni care sunt printre, printre cei mai buni în, domeniu domeniul care, care activează și o să vă povestesc și de ce și de-aia mai ales acum în ultimele zile, da, nu stă bine, ăsta și l-am o la care mă tot ceartă, că bacă stă strâmb, că stă drept, bacă... În, ultime, în, ultima perioadă chiar am cunoscut niște oameni de la care consider că am foarte, foarte multe lucruri de învățat. O să vă povestesc și experiența de, experiența de ieri o să vă povestesc ce s-a întâmplat și înainte de Survivor și după, pentru că am intrat în contact cu, cu niște oameni de la, de la care consider eu că am foarte, foarte multe de învățat și aș începe în primul rând și sper să nu se supere că că îi că că pronunț numele, că fac publică așa identitatea că o să, o să, spun câte ceva de, câteva pasaje, așa, fragmente din discuțiile noastre, pentru că am avut de învățat, am avut mult de învățat și sper să, să am în continuare. Voi știți că eu nu sunt genul care să, să dau cu peria și nu ăsta e scopul discuției ai, ai că vorbesc frumos de ăla și de aia și de nu știu cine că Domne poate mă mai bagă și pe mine la o emisiune sau poate mă mai Mai face selecție mai face nu știu ce și mă bagă nu știu unde și nu Și o să vă spun este vorba despre Despre domnul care Ocupă funcția de talent manager la, la Pro TV, se numește Marcel Radu. Și voi știți că eu n-am avut mare treabă, așa sau anturaj cu lumea televiziunii. A fost emisiunea care am făcut-o la Sport Club, unde era moderator GSP TV, unde am fost invitat permanent, iar după aceea am făcut emisiunea Arena TV, dar cu showbizu cu asta eram eram uh, complet, uh, nu complet, că mă mai uitam și la televizor, mai cunoșteam oameni care erau un showbiz ăsta uh, și nu prea aveam habar. Aici uh, aș vrea să o amintești și pe Mara Bănică, pentru că da, ne cunoșteam, ne văzusem de câteva ori, cred că ne-am întâlnit de 5 ori, 6 ori, 5 ori odată la o petrecere pe la undeva în afara Bucureștiului la un han, odată tot așa când era vorba să particip la o emisiune la Antena 1, ne-am întâlnit undeva pe la Piața Chibrit. Chiar da, la întâlnirea aia chiar ne-a și pozat cineva și ne-a dat, ne dat, în ziar și ne întreba acolo dacă e o nouă idilă între noi. Nu, este o femeie pe care o cunosc, o respect, o, 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 o doamnă o proaspăt mămică pentru a doua oară și căruia, da, la un moment dat i-am cerut un sfat. Uh, repet, nu ne cunoșteam, ne văzusem de câteva ori, uh, așa, câteva minute și m-a bucurat foarte mult, uh, m-au bucurat mesajele ei de susținere și... Uh, Discuția care am avut-o după ce m-am întors de la, din competiție Dar revenim la, la Marcel Pentru că așa îi spun eu Marcel Directorul de talente Că sunt și eu un talent Și așa cum v-am spus Nu știam și aici e vorba de încredere De, de oameni și de, de lumea asta a televiziunii Care de cele mai multe ori e cam ca lumea fotbalului Că în față ți se râde În spate jap și așa mai departe și am fost v-am mai povestit în vlogurile alea cu pregătirea Survivor m-a chemat m-a chemat Marcel la, la ProTV am avut o discuție împreună cu doi reprezentanți ai ai firmei care produce show-ul ăsta din Turcia. Am avut o discuție de multe foarte multe minute un interviu practic a fost pentru mine pentru că vrea să, vroia să mă cunoască atât Marcel cât și cei doi reprezentanți ai trustului media care produce, produce show-ul. După care mai m-a chemat a doua zi la o discuție scurtă tot cu, doar cu el, cu Marcel și i-am spus, îi zic nu prea știu despre ce e vorba, nu prea asta cu televiziunea, nu habar n-am cu showbiz-ul, cu... și de ce spun că a fost și asta a fost o lecție de viață care uh, m-a făcut să cred că spuneam că unele din, unul dintre defectele mele este să am încredere în oameni. Uh, da, dar uite câteodată m-a ajutat lucrul ăsta, acum depinde și de oamenii pe care îi întâlnești, în cazul lui Marcel și a celor din, din Turcia, că și acolo e o poveste frumoasă, a fost ok. Și mi-a spus în felul următor: Roberte, te rog să ai încredere în mine, sunt în lumea televiziunii de zeci de ani, interesează-te să vezi că sunt un om corect, un om drept și mergi pe mâna mea. E greu, unde te duce foarte greu. Dar eu cred în tine și de-aia de te-am și ales. Au mai fost, au mai fost pe, pe listă câțiva foști fotbaliști. În urma discuției de, de ieri, cred că tu ești cel mai potrivit. După aceea, a intervenit accidentarea și uh, m-am întors repede, e altă discuție, nu a depins nici de mine, nici de Marcel. Dar uh, mesajele care le-am primit... Uh, reacțiile care au fost pe rețelele de socializare după ieșirea din, din emisiune, da, ne-au dat dreptate până la urmă. Cel mai mare merit este al lui Marcel, că el m-a selecționat. Eu doar am, am, continuat să fiu om. Și absolut toate detaliile care au fost, mi-a zis, Bă, uite, așa e acum, așa să face ai încredere în mine și credeți-mă contractul a avut 31 de pagini și repet absolut tot ceea ce am discutat nu numai contractual absolut toate sfaturile care le-am cerut neștiind despre ce este vorba absolut tot ceea ce mi-a spus despre Survivor și realitatea și cum să zic, naturalețea cu, cu care, care, care mi-a spus lucrurile respective, credeți-mă că au fost 100%, 100 reale și 100% așa s-au întâmplat și acolo. Mi-a spus cu foamea, cu frigul, că o să fie greu, să nu te gândești că... A, da, și la un moment dat împreună cu cei din Turcia au sintetizat contractul și au spus așa, că am întrebat eu, domnule, dar cam ce acolo Cam ce se întâmplă cum așa în momentul când ai semnat contractul și ai ajuns acolo, ai un singur drept. Și zic care să participi. Restul ești al nostru. Și vă dați seama că te șochează un pic când auzi lucrul ăsta. Al lucru care m-a impresionat până la urmă că era un om care nu l cunoșteam, habar nu aveam despre, despre el. Uh, am fost. Uh, la Măruță, invitați, toți când am fost prezentați, toți cei 12 participanți și mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, în momentul când s-a terminat emisiunea, Marcel era undeva în spatele operatorilor, a dat mâna cu mine și mi-a zis, băi, Roberte, iartă-mă în ce te-am băgat, dar o să vezi că o să-ți placă și o să fie ok și tot ceea ce ți-am spus, Referitor la condițiile de acolo și la greutatea competiției o să te convingi că va fi un pic mai greu. Și îți dai seama când îți spune un om de televiziune lucrurile astea te, te îngrijorezi un pic că zici bă nene, de uite, zice că îi pare rău că m-a băgat în asta de ce naiba m-a băgat. Zice că va fi mai greu decât mi-a spus bă unde naiba mă duc și atunci îți filează niște niște beculețe, ți s-a bine dacă le ai. În cazul meu nu prea s-au aprins că sunt arse de mult diodele și ce naiba să să s-a Iar când m-am întors, când m-am întors acolo, m-a invitat la el la birou și bă, ce părere ai? Și am zis, bă, a fost într adevăr din, din unele puncte de vedere, de ce a fost mai greu, mult mai greu pentru că îți spune cineva foame, frig, umezeală, confort, dorm pe jos, nu te speli, nu te bărbierești, nu. Dar spune așa, am în cuvinte. Așa și zice, ai bă, tu fiind acasă și având tot confortul. Și îți, îți spune lucrurile astea și parcă ți se par niște cuvinte așa. aibă bă, cât de greu să fie, de exemplu, să să dorm pe jos. ai mă, ce naiba. Cât de greu să fie tot. E, e greu, bă, cât de foame să sufe. Hai, mă, că reziști că n-a murit nimeni. Așa te gândești. Hai, mă, ce n a murit cineva acolo? Și atunci, în momentul când m-am întors și m-a invitat la birou la el și... Bă, ia zi, acum că ai fost acolo, chiar dacă ai fost puțin, ce părere ai? Și am zis, bă, jos pălăria, că... Ai avut dreptate? Nu 80%, nu 90%, nu... 100% ai avut 1000% pentru că da, acolo când te confrunți cu, cu, singurătatea aia, cu probleme alea acolo de hrană, de să te acomodezi, aia e mult mai greu decât ți-ar putea povesti sau te-ar putea tensiona oricine. Și de-aia spun că experiența asta de viață, lecțiile astea de viață, le, în continuu le, le primesc. După aceea, v-am mai spus și am, am povestit foarte puțin. Pentru mine a fost un lucru incredibil, și chiar, chiar l-am rugat pe, pe Marcel să vorbească cu cei din Republica Dominicană pentru că mi-aș dori imaginile brute, needitate, din momentul eliminării. Eliminării mele din competiție și, mai mult decât atât, imaginile brute și needitate de la Consiliul de Nominalizare când am avut un discurs. Fiind între cei trei nominalizați, prima oară scăpasem, am avut și atunci cam același mesaj, dar poate nu atât de emoționant sau nu, nu a ajuns atât de bine la public. La al doilea, și de ce doresc imaginile astea? Pentru că la cel de-al doilea Consiliu de nominalizare, când am fost nominalizați eu, TJ Miles și, și Radu Itu, domnul, domnul Dan ne-a dat fiecăruia dintre noi cuvântul și am spus că pentru mine nu mai este o competiție, că e o luptă cu durerea, că bă, îi rog pe cei de acasă să-i voteze pe Radu și pe TJ să rămână în competiție pentru că ei pot ajuta echipa mai mult. Am spus că, bă, domne, mi-am dat demisia din funcția de antrenor al echipei și sper ca Membrii echipei mele să se înțeleagă cât mai bine, să un discurs care nu știu dacă a fost dat în totalitate sau a fost dat la televizor, pentru că încă nu am puterea să mă uit. Ceea ce m-a impresionat până la lacrimi, că da, acolo am și plâns de, de câteva ori, a fost faptul că în momentul când am, am terminat de vorbit. Cameraman care erau din Republica Dominicană și din Turcia, pentru că erau și cameraman român, dar mai mult pe, pe partea de, de reality, de, uh, 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 nu știu, cu noi pe insulă, cu, uh, la Consiliu, la jocuri erau cameraman și din Republica Dominicană și din Turcia, alături de, de câțiva români, s-au ridicat în picioare și m-au aplaudat. Niște oameni care probabil n-au înțeles nimic din, din, discursul meu, nu 100% n-au înțeles nimic. Și asta pentru mine iar a fost o lecție de viață pe lângă cele multe care le-am le trăit din momentul în care am semnat cu, să particip la emisiunea asta. Pentru că am zis că uite vă, poți să transmiți un mesaj Chiar dacă nu înțeleg oamenii să-l aprecieze, să, nu știu, să transmiți emoție, milă, nu știu ce ai fi transmis. Poate milă, poate emoție, poate, nu știu. Dar pentru mine, iar, repet, a fost o ceva senzațional că oamenii s-au ridicat în picioare și m-au aplaudat. Alături de români, bineînțeles, dar, bă, să vezi niște, niște oameni care să știi că nu înțeleg nimic în limba ta maternă, și apreciază un lucru înseamnă că poți transmite, poți transmite anumite lucruri Și de-aia m am bucurat foarte mult lucrul acesta Că am zis, bă înseamnă că așa cum am promis în momentul când am intrat în competiție și înainte să intru Vreau ca oamenii să-l cunoa să cunoască pe omul Robert Niță Și când am văzut aia bă zic înseamnă că am reușit Că bă așa sunt eu și oamenii ăștia au înțeles Și vă mulțumesc și Vă, celor care nu m-ați votat și ați decis să mă întorc acasă pentru că nu mai puteam. O mai puteam chiar dacă vroiam, chiar dacă îmi doream, chiar dacă aș fi făcut orice. Să fiu sănătos sau să mă fac bine cât mai repede și să rămân în competiție. Din păcate, așa a fost să fie. După aceea, cei doi reprezentanți ai, ai trustului media cu care din Turcia, cu care am discutat, am avut prima discuție cu Marcel, au fost prezenți acolo, că ei sunt cei doi care, care se, se, ocupă de, de lucrurile astea. Și am văzut ce înseamnă să, să știi să comunici, să fii un bun meseriaș și să lucrezi cu oameni din două țări diferite, din România și din Republica Dominicană, să vorbești în engleză și să-i faci pe aia să înțeleagă, să, să își dea seama de, de, importanța, de importanța jocurilor, de să-i să, -i, să -i faci să treacă în momentele grele, printr-un discurs de, de, câteva secunde, de un minut poate câteodată, să-i să facă să, să treacă și să, să creadă în, în reușita lor, să treacă peste problemele alea de foame, de disconfort, dor, lipsuri și așa mai departe. Și să, să poți să transmiți în, în, în așa fel, gândiți-vă că noi acolo am mâncat câteva linguri de orez în primele zile și eram leșinați de foame, supărați, nervoși. Încă neacomodați cu situația, și trebuia să joci, să câștigi, să vorbești, să spui punctul de vedere, să... ceea ce nu e chiar atât de ușor cum pare la televizor. Și atunci, diplomația, profesionalismul celor doi te făceau. Să dai totul. Că de -aia spun, eu spun și la fotbal că sunt antrenori și antrenori, dar ăla care știe să și vorbească și să transmită, totdeauna va avea succes în fața unuia care e foarte bine documentat, e bă, nu știu cum, dar nu știe să transmită, nu știe să vorbească. După aceea am avut o experiență și o să trec direct la experiența de seară, Aici nu va fi cu nume pentru că nu va fi. seara am avut parte de, iar, de o lecție de viață incredibilă și de o experiență de viață incredibilă. Am fost cu un prieten să bem o cafea, să mâncăm ceva și o, o prietenă, o prietenă de-a lui care trecea prin, prin zonă pe acolo pe unde eram, mi-a dat mesaj și, M-a întrebat dacă, bă, zice, uite, e o prietenă de-a mea pe aici, te deranjează dacă, te deranjează dacă vine, Ce zice, ai mă, ești nebun să vină, cum să mă deranjeze, e prietena ta, nu are de ce să mă deranjeze. Și a venit prietena lui care este o persoană, este o persoană foarte cunoscută în România, chiar aș putea spune că este una dintre cele mai cunoscute și mai influente Prezențe feminine din România și am avut o discuție de cred că 45 de minute în care de la doamna respectivă am avut de, de învățat atât de multe lucruri încât bă, chiar mi-am dat seama că în primul rând că sunt prostuți de bubui sau nu știu, în unele, unele domenii, anumite puncte de vedere asupra unor lucruri, nu, nu le văd ok. C am stat și m-am gândit, pe urmă, stai-mă, nu, nu are dreptate doamna asta. A, poate. Dar analizând așa și am dormit puține, da, am spus că am dormit puține ore azi noapte. Pentru că la un moment dat am întrebat o zi, mă, dar nu te deranjează fiind cunoscută, nu te deranjează că, uite, ești să mănânci, te duci să te plimbi într-un mor și vine lumea și unii sunt agresivi, unii sunt nepoliticoși, unii sunt, hai să fac o poză cu tine, hai dăm un autograf, hai... Pentru că eu în lumea fotbalului astea l am pățit, să vină cineva la, când ești la masă și să zică, hai de bă, să fac și eu o poză cu tine. Păi stai mă că în primul rând nu suntem bă În al doilea rând bună seara mă scuzați că vă deranjez Putem să facem și noi o poză că mă vezi că mănânc În al treilea rând dacă zic că nu Nu te întoarci cu spate zici dă-l bă Dă figurant și pe ăsta Și zic bă auzi dar nu te deranjează lucrul ăsta Că ce nu Nu mă deranjează deloc Zic păi nu că oamenii sunt politicoși cu mine Că eu îi impun respect poate tă... Zic ok dar toți sunt politicoși Zice nu eu n-aș fi ceea ce sunt fără publicul meu eu dacă n-aș transmite pentru fiecare categorie socială în parte pentru fiecare un anumit mesaj să ajungă la el, să, la persoana respectivă să și-l însușească, să încerce să schimbe ceva să pună în practică mesajul ăla eu n-aș fi cine sunt Deci pentru mine asta am două energie maximă bă. eu sunt oglinda lor eu sunt chiar mă bucură, îmi dau da o mulțumire, îmi dă o mulțumire lucrul ăsta că fac lucrurile cum trebuie și că... Și am spus, Dar chiar nu se întâmplă să fie unul, să te, să te fi deranjat? Nu. Și chiar dacă mă deranjează o, un anumit lucru, vorbesc, intru într-un dialog, îi explic și imediat reglez lucrurile și... Iar m-a întrebat puțin, chiar doamna nefiind interesată și privitoare și fan și a, al emisiunii Survivor și eu încă sunt fascinat, recunosc, sunt fascinat, sunt impresionat, încă sunt foarte supărat de ceea ce s-a întâmplat acolo, dar -am, -am, spus și șase ani, am spus că băi, dacă m-aș face bine și ar exista posibilitatea, ieri m-aș întoarce în competiție, ieri. Și am și eu fiind atât de entuziasmat și aia tot am vorbit, am vorbit și explica, mamă, uite cum... Și a zis, Doamne Dumnezeule, dar ce vorbești de 10 minute de Survivor? De când am venit ce vorbești numai de asta? Și credem o că nu e, nu e asta ce ce îmi doresc sau nu mi se pare atât de și mi-a spus câteva argumente din punctul ei de vedere care da, pot exista și asta, chiar dacă Survivor a rupt audiențele, a I-a terminat pe toți. I-a terminat și îi spun eu la un moment dat, păi uite, știi că uh, ai idee cu astea, cu cifrele, cum e și a zis, ok, ce o fi așa cum zici tu, că adunate și mulțite următoarele trei canale de care sunt pe locurile 2, 3 și 4, nu fac adunate și mulțite cifrele care le face ProTV-ul duminică, luni și marți cu Survivor. Dar zice, uite, hai să-ți explic, să spun punctul meu de vedere. Și într-adevăr, un punct de vedere cu argumente susținut, credibil, corect, dar văzut din, nu știu, din unghi opus care l-am trăit și l-am văzut eu. Și multe, multe alte lucruri, nu știu, cred că o să fie plictisitor ăsta și nu o să vă uitați sau o să mă înjurați, o să zic, bă, lingăule, bă, limbistule, bă, ia uite, bă, cum îi lauzi pe aia, nu. Nu, în cazul doamnei nici nu am dat nume pentru că nu cred că e ok să să dau nume în cazul de celelalte da am dat pentru că la fel ca și în cazul lecției de seară, Au fost niște lecții de viață care da m-au ajutat poate să cresc un pic nu sigur m-au ajutat să cresc un pic și în așa în dezvoltarea mea sau în, în progresul meu ca om, cu siguranță mă vor ajuta discuțiile cu, cu, Marcel, discuțiile cu cei doi, cei doi reprezentanți ai trustului media din, din Turcia, discuțiile cu doamna de seară. Mă vor ajuta foarte, foarte mult și am zis, bă, uite cât de important este și ce importantă e vorba aia că anturajul te poate ridica sau te poate dobori. Indiferent în ce domeniu de activitate activezi. Și chiar i-am spus, i-am spus doamnei aseară că dacă i-am lăsat o impresie bună sau dacă, na, nu știu, dacă are timp, dacă îi face plăcere, dacă oricând doar să-i să trimită prietenului locația și ora și voi fi prezent. Pentru că eu cred că de la femeia asta, la fel cum este și în cazul lui Marcel, de la oameni ăștia din cazul celor doi domni din Turcia, bă, eu cred că astfel de oameni ai foarte, foarte mult de învățat. Că sunt oameni de succes. Sunt oameni care se întâlnesc cu, se învârt în, în lumi diferite, în anturaje diferite cu oameni de valoare și experiența, experiența lor, sfaturile lor, discuțiile cu ei nu pot decât să te ajute. Și atunci am spus, zic, bă, oricând are timp, disponibilitate, dacă îi face plăcere, dar cât de cât am lăsat și o impresie acolo bunicică, ceea ce nu cred să fi fost foarte bună, că eu eram fascinat și sunt fascinat de Survivor, doamna, nu... M-a întrebat la un moment dat de, de un mare actor român, făcând o paralelă cu discuția noastră și n-am știut cine este. Spre rușinea mea, cu toate că piesa mea de teatru preferată și a mers la teatru este Tache Ianche și Cadăr, cu maestru beligan în, în rol principal și chiar a mers la Teatru Național din la Teatrul Național din, din, București și am văzut piesa asta de două, trei ori cu Monica Davidescu, cu Marin Moraru, cred că trebuie să iau o ciocoloțică, Gheorghe Dinică și așa mai departe. Și n-am știut și zic, uite vă vezi ce înseamnă o discuție, că n-am eu cu prietenii mei când mă, când mă întâlnesc, de regulă, vorbim de sport, la politică nu ne pricepem, nu suntem de ăștia să mergem la opera română, mă scuzați că mă vorbesc cu gura plină, dar mi-era poftă rău de ceva dulce. La teatru ne mai ducem așa, dar la teatre, nu la teatru de revistă, ne ducem așa când ne recomandă cineva și domne, du-te să vezi piesa, eu recunosc, m-am dus de curiozitate și invitat, să vă piesa asta și pe urmă, am mai văzut-o de câteva ori pentru că să mai schimbă distribuția din diverse motive și m-am dus să o văd și cu alți actori, nu numai cu Moștii sacri ai teatrului românesc. Și aia spun, în cazul în care voi fi făcut o părere, voi fi lăsat o părere acceptabilă așa, oricând îmi va zice doamna asta că are câteva minute libere, unde să mă prezint, voi fi acolo. Așa că, grijă cu anturajul, sper că nu v-am plictisit și dacă v-am plictisit, asta e, aștept în jurăturile, rămâneți oameni, vă mulțumesc mult pentru atenția care mi-o acordați în ultimul timp și o să vă povestesc, poate, dacă... Uh, văd în mesajele voastre și în cifrele de la, de la discuția asta că a fost, ați considerat-o interesantă, o să vă povestesc și uh, lecția de viață cu Cătălin Măruț. Vă mulțumesc, rămâneți oameni și nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea cineva, eu rămân cu ciocolata. V-am pupat!